Da, sunt gata. Salutare, doamnelor și domnilor, suntem în direct pe grupul de Facebook Microfonul Liber, împreună cu tizul meu, Oleg Adrian Vlad, care se află acum la Berlin, în Germania. Eu sunt Oleg Brega, la București. Ambii suntem membri Hyde Park, promovăm libertatea de exprimare și drepturile omului și întreținem împreună acest proiect numit Microfonul Liber. Azi, Oleg ne propune să discutăm despre alimentare sănătoasă. De ce, Oleg, te-ai gândit la tema asta? De ce crezi că e de actualitate? Dacă Da, acum sunt cel puțin două războaie despre care am putea să vorbim. eu tamam că am vrut să spun, să începem de la noutăți. Poate tu știi mai bine că eu am ascultat despre Israel, că ei oficial au anunțat că deschid lupta împotriva la Gaza, da? Corect am înțeles? Da, au declarat stare de război, dar nu numai cu Gaza, luptă, că acum înțeleg și Hezbollah îi atacă de nord, din Liban, așa că o să lupte cam cu toți vecinii care îi atacă. Aleșca, dar tu așa cam greu te auzi, asta de ce? Ceva cu Acuș, microfonul? acuș, o să văd, o să schimb poate microfonul. Hai, justifică de ce vrei. Nu, am vrut să-mi detaliez din partea ta care cu informația. Știi că, oricum, nu toți știu oameni. Sunt oameni de pensat care nu mă uit la curajele, nu sunt la noutate. Gruparea Hamas din fâșia Gaza a atacat ieri dimineață, sâmbătă dimineață, când în Israel e sărbătoare, e zi de Shabbat, e liberă, zi liberă, a atacat Israelul cu mii de rachete și după aceea au intrat pe toate căile în Israel, au împușcat ce au putut și au luat ostatici. Ei spun că Și sunt încă câteva sute și câteva sute. da, câteva sute. Și acum au început să Nu te gândești. bombardeze și din nord, Hezbollah, altă grupare tot extremistă, numită teroristă de foarte multe state, inclusiv Statele Unite. Deci e război, Dar e stare de război în Israel, foarte mulți, sute și de încă morți, sute de ostatici și mii de răniți. Și se întrevede în spatele acestui atac mâna Iranului, care e ostil Israelului, și se mai întrevede și mâna Federației Ruse. Poate nu întâmplător, ieri de ziua lui Putin s-a întâmplat acest atac. Dar de America nu-i nicio mână de America? Nu-s vinovați? Dronele, bombele, rachetele, automatele, toate sunt rusești sau iraniene. America de ce Aha. ar fi vinovată dacă ea își susține Am înțeles. susținerea, continuă, confirmă susținerea pentru Israel? În ce fel e vinovată? Că a atacat America Israelul, cum? Este posibil că Rusia, da, special a provocat lupta asta cu Israel ca să atragă atenție de la Ucraina sau cum? Da, e foarte probabil, nu putem să știm. Deocamdată nu există probe, dovezi nici despre implicarea Iranului, cel puțin așa zic americanii, dar suspiciunile sunt că sunt implicate ambele state totalitare, și Federația Rusă și Republica Islamică Iran, pentru că teroriștii Hamas și Hezbollah nu au atâtea capacități de organizare, de dirijare a dronelor și tot așa. Dar eu am auzit că ieri, eu mai scurt sâmbătă, când evreii se odihnesc și nu lucrează, o ales special ziua când ei se răslăghiți, Da. în primul rând. Și în al doilea rând, am aflat 35 de ostași, 700 de morți au fost, de omorit, 700 de oameni au fost luați, vreo câțiva mii au fost luați în plen Ei, câteva și... mii nu, dar răniți sigur sunt câteva mii de ambele părți sau de toate trei părțile. Dar încă nu știm, pentru că
Bombardamentele, atacurile continuă, încă nu se știe. Se revendică și acum, se anunță rudele, hai că aveți un ostatic. S-a aflat despre un ostatic francez, despre un ostatic german, dar majoritatea sunt evrei, izraeliți. Erau unii la un concert acolo, i-au atacat, împușcau în stânga și în dreapta, ca teroriștii. La picnic erau acolo, mâncau acolo și la natură și de oameni, 2000, 2000 de oameni și când și pe toți, pe cine au împușcat, pe cine au luat în plen, cum le română în plen? Păi nu cred că sunt prizonieri, sunt ostatici, că prizonieri ei la război, soldați. Dar când sechestrezi niște oameni civili, ăsta e act terorist de sechestrare de persoane, de luare de ostatici, cum Da, s-a întâmplat au la fost. Beslan în Rusia, cum s-a întâmplat la Nord-Ost, la Moscova chiar. Nu de voi, nu pace, să fim în pace, așa e Orașca. Da, e greu. Și Hai, totuși nici justifică, explică de salată. ce vrei să vorbim despre alimentare sănătoasă. E. Care lumea e bolnavă și majoritatea de boli care sunt la lume din pricina nu corectă mâncare, alimentarea mâncării. Mâncarea mai multă, la orice pas poți te uiți și hot dog, și chicken burger, și fast food, și mut-mut, și durdut, și toate sunt nesănătoase, toate sunt, ia că noi deși de pildă știm de la Oleșca Brega, că eu împotrivă că mă vacă să și emulsă, adică înseamnă lapte, nu trebuie să bem, așa e Oleg. Nu neapărat. Adică ouă tot nu trebuie să mâncăm, fiindcă a fost scos din găină, cu deasela. Nu neapărat cu deasila, dar ou acela era făcut pentru a scoate un pui. Așa e, Și și noi putem o dacă viață. găina a fost crescută doar pentru ou, ăsta înseamnă să o exploatezi, la fel cum și albinele sunt exploatate ca să li se ia miere. Ele, cu miere ce își hrănesc copiii, mănâncă ele și noi le luăm de la gură. Noi lipsăm democrației, pe dânsă și facem comunismul nostru. Adică influențăm asupra lor, asupra naturii, așa cum noi vrem, nu cum trebuie, și după natura. Așa e, Oleg? E de discutat. Deci vrei să vorbim despre dieta vegană, despre modul de viață Da, noi vrem să etic? accentăm. Da, noi vrem să accentăm că Oleg Brega e vegan, eu tot vegan câteodată, câteodată vegetar, dar Oleg chiar vegan, vegan ești, chiar și nici lapte, nici ouă, nu, nu mănânci nică, da? Da, aproape 7 ani. Nu, că poți să știe, mănânci, tu mai mâncai o leacă de lapte, o leacă de asta, mai erai vegetar o leacă. Dar mudeam total vegan, am făcut, da? Până să mă mut la București, da, eram vegetarian, vegan amator. Acum sunt foarte hotărât și refuz orice ofertă. Dar sunt la București magazinuri pentru vegan mansion, pentru oameni care mănâncă vegan essence. Dar nu sunt mâncare, dar nu sunt necesare magazine speciale, pentru că mâncarea vegană e oriunde, în post, toți oamenii credincioși mănâncă mâncare vegană. Deci când întreb la un magazin sau la o cantină sau la un restaurant dacă aveți mâncare de post, am în vedere mâncare vegană. Că e vegetală, deci cartofi, fasole, alune, macaroane, toate astea, nu numai verdeață, toate astea sunt mâncare, mâncăruri vegane de post și le găsești în orice magazin, la piață, prăvălie, dugheană, oriunde le găsești. Este și cărnați de post, și paștet de post, adică făcut din ciuperci, din olive. Mie nu-mi plac imitațiile astea. Nu cumpăr nici tofu, nici ce cârnați de imitație sau ce se mai face acolo. Oleg, chiar ți-aș sfătui tofu să cumperi, dar să-l prăjești. Știi, e foarte bun, așa e, parcă, știi, parcă chef de pui. Sincer îți spun. Dar nu vreau. Eu prefer să mănânc soia, ce e pentru că tofu e făcut din soia. Prefer să o mănânc Știu. fiartă, eventual să o dau prin blender, să o toc, să o fărmițez. Eventual, Dar tu dacă n-am știi, răbdare, să o fierb mult timp. când cumperi soia, tu poți să o prăjești și să o mănânci prăjită soia.
Foarte bun. Da, dar nu mai am dinții cei. La etatea mea deja îmi stric dinții. Nu pot să mănânc nici porumb prăjit. Am găsit niște porumb prăjit și e destul de fragil. Nu știu cum îl gătesc, e destul de bun. Dar soia, să o Aha. prăjesc eu acasă, mi se pare prea periculos. În tinerețe mi-amintesc că mâncam. Și da, într-adevăr, era gustos. Da, dar pui un capac corect, spun, asupra castrulei și gata. Cum se spune castrulea în limba română? Cratiță, dar ce, în cratiță prăjești, nu în tigaie? Dar pe el nu se prăjește anume în tigaie. Tu poleacă pui o lăi înăuntru și închizi cu capac și iese într-un pușc și gata. A, soia? Da, că ei nu trebuie să Se ieși face ca castrul. floricele ca porumbul? Nu, ei nu fac floricele, dar ei împușcă. Adică, de Doar atâta crapa, când așa, se desface un pic, da? deschide, da, ei se face o leacă mai altfel, se face chimicii състав meняется, schimbă reacția chimică, se facă și ei schimbă o leacă și gustul și se face un fel de carăsărită. N-am Și e încercat. foarte gustos, să încerc. Bun, dar să spun și îmi spun învățații mei care eu am în internet, ei m-au liniștit pe mine. Ei au zis așa, că fiecare om când mănâncă, el nu mănâncă singur. Adică el are vreo sau 3600, dacă eu corect am înțeles, 3600 de microorganisme care mănâncă împreună cu tine mâncarea asta. Dintre aceste microorganisme sunt microorganisme care duc folos în organism, dar sunt care duc distrugere. Și ai auzit asta, Oleg, și cum ce spui? Știi cu învățații? Eu nu le-am Cum te-a... numărat, dar am auzit că sunt vreo 2 kg de microorganisme în noi, în organismul nostru, inclusiv în sistemul digestiv și da, ele parazitează sau ne ajută, coabităm împreună și ne ajută la digestia hranei și la supraviețuire. Dar unele sunt într-adevăr periculoase. Iată, eu am prins un virus care mi-a dat o viroză. Întâi nasul mi l-a afectat, după aceea gâtul. Vreo câteva zile am și tușit. Deci aveți grijă cum alegeți microorganismele. Aha, dar până înseamnă tu ai hrănit pe dânsul cu și? Cu tot ce am eu mai bun. Crezi că M-am eu mâncat? hrănit neatent, nu m-am spălat destul pe mâini, probabil am respirat, am vorbit cu oameni infectați care, eu știu, prin salivă, prin vapori, cumva mi-au transmis asta sau nu-mi dau seama cum altfel am putut să iau virusul ăsta a treia oară anul ăsta. Da, mulți oameni cred că numai decât trebuie să fie mâncare ecologică, curată și așa mai departe, dar de spălat mâinile, de uitat după igienă, după blidele, după veselă, ca să fie spălat cum trebuie, să fie șters, să duc la pușor, acolo unde îi pun toate veselă, și trebuie și permanent șters, permanent uscate și apoi pusă tot veselă. Asta dacă rămâne apă pe dânsa, apă, să facă alte microorganismele acolo în apă și появляется жизнь в этой вот сырости, в этой кумус, умензала аста, се провак un fel de viață de microorganisme. Eu corect am exprimat, da? Da, exact. Și clar lucru că omul când scoate blida, el, încă dacă îi vine în cap repede să o clătească, încă bine, încă mai este garanție că nu a căzut microorganismul este înăuntru, dar dacă tu încă nu ai sclătit blida, mai ales dacă asta e furculița sau lingura, tu poți să provoci și să dai într-un organismul tău tot un microorganism care poate să-ți facă să-ți afectează organismul mai departe. Mai rău de atât, chiar și în apa cu care speli blidele, tot sunt tot felul de microorganisme. Vreau să-ți amintesc că Spun fizic țevile prin vreau, nu? care trece apa asta de zeci de ani, robinetele, toate sistemele noastre din casă. Și la București, de exemplu, bem apă din râul Dâmbovița, care e filtrată, e spălată, dar e apă de râu.
Și la Chișinău beau apă din Nistru. Știți ce se întâmplă în Nistru? Chiar de la Soroca, din sus, din nord, de acolo, Soroca nu are sistem de canalizare. Toate apele reziduale, toate toaletele se scurg în râul Nistru. Rezina are, se pare, stație de epurare, dar nu întotdeauna funcționează. Râbnița Epurare, tot așa. filtrare, da? Sau și Da, de tratarea apelor reziduale, ce curge din clozet, ce curge din bucătărie, din ujas. industrie. Da, Nu mai se spun știe. că se pare că până la stația de epurare sau cum de tratare a apei de băut de lângă Vadul lui Vodă, la Ustia vine și râul Răut, cel mai mare râu intern din Moldova și care trece prin Orhei, Bălți, prin multe alte orașe foarte murdare. Deci chiar de la mine din sat vine apă prin Răut, din râulețul Iligacea, și care apă e foarte murdară. Toată asta ajunge în Nistru, după ce e luată în țevi, cumva filtrată, tratată, ajunge în robinetele din Chișinău și oamenii beau apa aceea care e curată, e ionizată, e trecută prin tot felul de site, dar nu cred că e fără bacterii, fără microorganisme, fără chimie, nitrați, nitriți și tot ce vrei. Da. Învățați încă mai spun că mâncarea care noi mâncăm, chiar și carne, chiar și pește, chiar și geamul făcut mâncare, are oarecare timp de expirare, de srogodnosti, cum ne rămână Termen de păstrare, da. termen, da. E ca de pildă dacă tu prăjești mâncarea sau șeri mâncarea, e unica mâncare care poate să și de folos pentru organism. Nu, poate și pentru 4 ceasuri, una este care pentru 6 ceasuri, una care poate să ție 24 de ore, una care poate să șadă și până la 200 de mâncare, de termen, să aibă bună valabilitate. Dar ce se întâmplă cu mâncarea aceea care deamă expiră cu valabilitate? De pildă, dacă mâncarea are după ce e făcut, așa învățați, spun, de pildă, mâncarea care are valabilitatea până la 4 ore trebuie și mâncată, adică în timp de 4 ore. Și dacă tu nu mănânci, e schimbă deja reacția chimică se facă și deja e în loc să ajute la organism, e dăunează. Și de atâta este posibilitatea că deja mâncarea asta să evite altă viață de microorganismele care poate să-ți aducă rău deamul pentru organism. Foarte mult acum sunt probleme la oameni că ei sunt grași. Care e motivul ăsta? De atât că oamenii nu-și schimbă mâncare, ei mănânc numai dimineața șașlык de pildă, dimineața șașlık cu cărnați, seara șașlık cu cărnați și cu vinegret de pildă. Dar ei nu schimbă, mâncarea trebuie și permanent trebuie să și schimbate. Adică nu trebuie să mănânci totdeauna numai cotlete sau totdeauna numai carne, totdeauna numai pește, trebuie să și mâncare. Foarte puțin se folosește cleceaca, nu știu cum în limba română se numește, asta, fructele nu prea mult se folosesc în mâncare, curechiul proaspăt nu se folosește, care e numai decât este pentru organismul omului când el mănâncă, mai ales carne, pește, ca asta mâncare totuși grea și e, voi mâncați odată în timp de 20 de minute carne și e, dar iese, dacă Oleg poate să mă corecteze, e împânceșa de 12 ore, da, Oleg, sau mai mult? Nu știu în cât timp se digeră carnea, știu că ciupercile cel mai greu se digeră, dar Ciupercile? da. De ce? Nu știu de Carne ce, cu nu câte știu de ori? ce. Eu precis. Dar câte ori ciuperci? 5-6 îmi pare că. 5-6, da? Nu mai mult decât carne. Adică mai Păi puțin, da. carnea nu mănânci crudă, oricum e prelucrată. Da, ciuperci, Prelucrată mănânci termen. Eu mănânc crude, da.
A, de tâtă, da? Nu, dar pe ciuperci poți să Probabil o și frați. cele prelucrate, tot greu se digeră. Oricum, Unele... oamenii se îngrașă nu pentru că mănâncă Nu, carne, ci pentru că mănâncă nesănătos și au mod de viață nesănătos. Cel mai eu des n-am... sedentar, stau în mașină, stau la computer, stau la bere Eu n-am terminat, și coleg, nu se stai un leac. mișcă. Da, sigur. De atâta că oameni mănânc tot așa și mâncarea, la dânșă nu e așa de ni taka raznovidnaya flora, внутрикишечная флора, неразновидная, как это сказать в лимба Nu e румане? diversificată. Trebuie și hrana să фие diversificată ca efectul să fie diversă și flora intestinală. Da, для того, чтобы привыкал организм к разному варианту, потому что организм привык к диферити варианте де мамонкеру. Что моя лес, я как Олег Кумшо отзыса, моя лес в отца цпунка, у амин тарев без консультила телевизор, самонынка нечто, ща моя не цена самонкаре, растворита чипсы, чи акула, хот-дог, гамбургер, и светуе, Și дака моя dulciuri, o шеш. grămadă de dulciuri, mai ales în băuturile carbogazoase, o grămadă de zahăr este. Și zahărul se Da, știe că e moarte albă. acum je sunt, nu, de la apa dulce, crește pâncile. Adică e face un fel de, nu știu ce, și face, dar știu că de la apa dulce crește foarte tare pânci, foarte tare. Nu știu, adică dacă nu vreți crește de la beri, dar de la beri nu așa mult cum de la apa dulce, dar învățați, sfătuiesc că dacă voi ședeți la televizor și totul vreți mâncați, puteți să luați morcov, o farfurie de morcov să o puneți lângă voi și să o roadeți, sau un căpuțână de purieci și să o mâncați. Că, în primul rând, asta mâncarea clicească, adică sănătoasă și te mănâncă și știu pentru organism și e n-a să vă dăuneze pentru sănătatea voastră. Și acolo sunt așa niște microbi speciali în organism, care nu mănânc tot. Și de la atâta că nu mănânc tot ce îi dau lor, ei începe a îngrașa oameni. Dar sunt oameni care, de pildă, nu pot să îngrașe permanent toată viața lor. Ei tot spun că acolo este un microb care, nu știu, și crapă tot, mă rog, nu știu, e în asta, eu nu cred, dar ai auzit de asta, da? Că este microb special care crapă tot, un lembric. Da, dacă are omul lembrici, nu prea se mai poate îngrașa. Și dacă are alte, eu știu, probleme digestive, asta îi consumă toată energia. Dar mai degrabă de la modul de viață și de la modul de alimentare, de la tipul de mâncare pe care îl consumă, da, și de la volumul de mâncare. Și într-adevăr, dacă ți vine să mănânci cât te uiți la televizor, la computer sau stai la taifas, mai bine ia un măr, o banană, struguri acum că avem toamna foarte mult. Pere sunt foarte bune și sănătoase. Fructe exotice, citrice, cu Ceea ce multe nu ajunge vitamine. la om, ceea ce nu mănâncă el în timp de normală zi și mai mult el stăiană. Și da, eu sunt de acord cu învățați școle că asta e cel mai sănătos variant. Nu piceni, nu trebuie să mâncați biscuiți la televizor. De la dânsă ce faci gras și nebun. Da. Și învățați spun că oamenii mănâncă carne, câte un kil, câte o jumătate de kilo. Dar pentru organism nu trebuie atât de mult. Lui ajunge și o bucățică mică, acolo vă 20-30 de grame de carne, pentru organism destul, că restul ceea ce mâncăm noi cu kilograme este duce, în primul rând, se face un fel de greutate pentru stomac. În al doilea rând, totul se duce la WC-ul, nu se ia toate vitaminele deodată. Se Adică, depune. Vitamine nu prea sunt în animale, dar toată energia aceea, proteinele din carne, se depune în grăsimea ta. nu numai că se depune, dar și ieși influențează asupra caracterului, vreau să vă spun. Adică dacă voi mâncați pește, ghinie, dacă va influența să și liniștiți, dar nu.
De la carne, de la pește, omul îți face mai agresiv o leacă. Nini îmi pare, dar ți-i oarecum. Nu știu, că eu nu mai mănânc pește de 7 ani. Nu, dar nu-ți duci agresie de la animări la tine? Agresia sunt niște reacții nervoase mai degrabă. Nu cred că e chimie sau chimia care se transmite de la pește. Nu se transformă imediat în reacție. Și peștele nu e neapărat nervos. Ia uite, somnul, de exemplu. Sau Din sunt o care grămadă zici? de specii de Doamne. pești calmi. Nu, dar păi, să aibă în vedere că ei când mor, adică când pe dânsul ușit, ei sunt oarecare, cum să spun, e frică și frica asta se dă la om, adică se transmite. Ai auzit de asta? Da, am auzit și poate de asta există abatoare specializate și metode de a omorâi animalele, porcii, vacii, oile, caprele pentru mâncare, cât mai calm și mai fără durere, pentru că adrenalina, hormonul acela care se elimină în De. organism când ești stresat, când ești speriat de moarte, nu-i foarte sănătos și da, te face agitat. Cel mai probabil. Dar numai câtă Da. energie cheltuie organismul ca să digere atâta carne cât mănâncă oamenii. Sau, cum ai zis tu, turte care conțin și zahăr și făină. Ambele duc la îngrășat. Și zahărul și făină. Iar zahărul duce și la deteriorarea smalțului dentar și strică dinții. Și poate să ducă și la diabet zahărat. Învățați, tot au zis că cea mai bună, dacă vreți, foarte mulți oameni vor să nu se îngrașe, dar să fiu mai subțirei, să uite după figură. Un învățat a zis așa, poate de mâncat odată în 24 de ori, dar mănânci cât câte o leacă. Debil, că nu toți oamenii o leacă pot ca un duș sau cum eu să nu mâncăm carne sau pește. Că eu nu pot spune că eu nu mănânc carne și pește. Câteodată mai mănânc, dar mă țin mai mult să nu mănânc. Adică polul vegetal, polul așa, jumătate, 50 la 50, da? Dar sunt oameni care nu pot fără carne. Și ia că învățați spun, odată în 24 ori, dacă mâncați normal, o mâncare normală, o leacă de carne, o leacă de ou, o leacă de brânză, de pildă. Și mai mult să nu mâncați și fiecare zi să țineți dieta asta, apoi voi n-ați vă îngrășați și încă cu mult mai mult învățați o dovedit că tu te faci încă mai slab. Adică cu organismul, când omul începe a face niște diete, prima ce face și apere organismul își strânge caloriile ca să o начинает запасаться, cum le mă rămâne asta spunește, le Acumulează, da, energie acumulează. în grăsime. Da, și el face special asta. Dar când organismul vede că tu n-al scrisesc că, când mănânci toată lună un kilogram de carne fiecare zi, dar la altă zi zici că hai că postesc, mănânc numai iarba, apă, pentru organism postul ăsta e cam sânge foarte rău el după asta. El nu poate și primi mâncarea voastră și decizia voastră anume atunci când voi o primiți. Că el s-a deprins cu kilograme de carne. Dar învățați, v-a compus dieta asta. Dacă mâncați odată în 24 de ori, numai odată, și nu mai mult, și n-a spus, ia că încă o leacă, dar nu mult am mâncat, 100 de grame. Nu, numai o dată, în 24 ore, dacă mâncați, vă faceți mai slabi decât ar putea să și încă scadeți din kilograme fiecare voi aveți. Dacă Ai te auzit? referi la mâncat carne, Oleg, dar dacă să mănânci o singură Acolo. dată în zi, e nesănătos. Mai bine mănânci mai des, dacă te puțin, decât să mănânci o dată și mult. Nu, dacă tu mănânci vegană în mâncare, clar lucru că odată n-a să primească. Adică că organismul nu se saturi. Tu știi de ce spun Oleg eu, că noi mâncăm iarba și iarba nu ținem. Tu înțelegi? Noi trebuie măcar o dată dimineață și Poate seara tu să mănânci iarbă, dar eu mănânc de toate.
Nu, eu și marihuana mănânc dacă sunt de Semințe de cânepă am pus și eu în mâncare și a ieșit foarte bună. Se vinde la magazinul Zero Waste. Cred că o să merg marți să mai cumpăr, să pun în salată. Dar eu când fac salată, pun acolo și roșii, și castraveți, și frunze de brocoli, de pătrunjel, de mai nu știu ce, Dar tu și știi să semințe de dovleac, și semințe de floarea soarelui, și semințe de cânepă sau de care mai găsesc, și susam, și in. Tu știi, Oleg, ce pun eu? Și asta nu înseamnă că mănânc iarbă. Asta e o Eu? prejudecată și o atitudine superficială despre veganism, să mănânci numai verdeață. Eu cumpăr imbir și când fac supă, de pildă, eu așa o tai mărunțel, mărunțel, ca foițele așa, ușoare, așa, ca niște foițele, subțiri, subțiri, știi? Și pun în supă. Așa de gustos este. Da, mu am pus un imbir în apă cu în pahar cu apă și el amu în venie aia verde, cum se spune, crenguță. Și am încercat să o gust pe dânsul, așa e de gustoasă, știi, și din trânsă poate de făcut și salată chiar, când ați creas mare. N-ai încercat cu imbirii? N-am încercat și nu prea cumpăr ghimbir pentru că am stomacul sensibil și el e prea iute, prea puternic. Mă Bun, dar mulțumesc cu usturoi, mănânc usturoi, pun aproape în fiecare mâncare usturoi și are tot același efect și vitamine și... verdeața asta de la imbir, e nu e așa de amară cum imbirul sâmbă. E așa, el e amar, așa știi, ca pentru salată, dar are un gust foarte gustos. Eu te-aș propune să pui o bucățică de imbir în apă cu pahar, un pahar cu apă, și când ea mă crească o leacă, o să o pui o leacă în oală cu pământ. Și să ai tu imbirul tău acasă, adică crenguță de șire. Că el e Nu știu, nu sănătos. pot să fiu tot timpul acasă, să am grijă nici de o plantă, nici de un animal, deci eu nu țin nimic. Uneori mai cumpăr un praz și îl țin în apă până îl mănânc timp de o săptămână, tot tai câte o bucată, tai câte o bucată, dar alte plante nu am în casă. De pildă, învățați spun că dacă voi mâncați carne, voi trebuie să mâncați împreună cu carnea și ananas. De atât că fructa asta, ananas, el are speciale, eu am uitat cum se numesc, niște broalii, sau cum se numesc, care răcepleau belchii. Расщепление белков, кому лимба румына сказать. Кому спуни лимба румына? Расщепляет белок. Nu știu, digeră, dizolvă, te ajută la consumarea Da, la consumarea carnii. Și el, proteinei, nu? da, Deloc. și el nu dă voie să șobănat cadavă de jiră, să nu se strângă în grăsimi. Adică asta, încă una, învățați sfătuie când tu mănânci mâncarea cărnoasă, ar fi bine totuși, adică unturoasă, așa, de grasă, da? Cum noi numim, tot ar fi bine să mănânci un ceai cu imbir. Dacă când faceți ceai cu imbir, deci când ați făcut ceai, de pildă, cu lămâie sau cu ceva, ați lăsat când el s-a făcut în apă caldă, numai în apă caldă trebuie să o puneți prin răzătoare o leacă să vă adăugați imbir. Dar acum este și uscat imbir să vinde, așa ca prafulețul. Pur și simplu prafulețul adăugați acolo și gata. Și el vă ajută la dezvoltarea grăsimii și tamam că el uși de microbii, microorganisme care și buni și rele, dar adică noul principal să ne ucide acei care provoacă boli mai departe. Sunt niște microorganisme din pricina că nu mănânc, consumă corect carnea, mâncarea, da? Mai ales asta de la carne, spun învățați. În pecine, cum în limba, în maia, Inficat. în ficat, de la necorectă mâncarea, care o trăiește, mai ales, îi spun că totuși se face de la carne și de la pește, se fac niște jernișori în maieră
care nu pot să fie uciși nici cu un tratament. Adică nu pot scoate din trânșe. Și jernii este care trăiesc acolo, ei mă se alimentează din ce se alimentează de sângele când vine la filtrare, ei mănâncă acolo tot ce vitaminos, tot ce folos aduce la lume. Da, căcatul lor, că ei tot ca toate microorganismele, își facă treburile lor ca toată lumea. Da, se duc la WC-ul. Și e ca anume fecalele acestea, sau cum se numește, el își provoacă boală de la care poate să înflă, mai ales la băieți, să înflă ouăle, genitale. Adică asta de la genișorie este să facă, de la cum spun, Sunt, Oleg, diverse infecții. Cred că da. sunt. Это реакция такая на это вот, на то, что на грязь, вот, которую выделяют. Просто есть он фил реакция на мурдалие, которая шпаши жирнишоры ешьте на уамень. Адика сынграши ши сау сын флагениталия, адика сфак мари. Ши медичи ну пот пачи нимик. Ши у фост на Африка он ом о жунс пынна на 2 килограмми ку аша genitalia este cu oule este, adică ați înțeles de ce am vedere, da? Apoi că asta din la infecția asta au ajuns la așa ceva și el a intrat în record la Guinness, în Kniga Guinness, cum îl spune în limba română. Da. Asta. Care, da, totuși noi vă sfătuim să mâncați mâncare normală, sănătoasă, dar chiar și vegetală mâncare, e tot poate fi o trăjită. Așa e, Oleg? Cu silitra? Da, cu îngrășăminte, cu insecticide sau cu diverse alte metale grele dacă crește pe marginea unui drum aglomerat. Deci Și e cum se bine să cumperi din magazin unde e verificat, unde e controlat de structuri, de instituții abilitate de stat. Da, acolo și scris pe dâns că ea că eu dacă nu văd, eu ea că nici nu știu ce scris că controlat sau nu controlat sau cum. Și scris. Prezumă că se controlează periodic. Dacă îmi cumperi de la piață sau de la om, de la poartă, habar n-ai în ce condiții au crescut mâncarea morcovii aceia, harbuje și tot așa. Deci eu am mai mult încredere în. Tu crezi că la Linela se vând arbuși și îți controlează? Da, obligator, există Sanepid, există Organizația de Protecție a Consumatorilor și tot așa. Bine, dar sunt bio magazinul. Cu ce indiferență, dar atunci bio magazin cu magazinul și ala care vinde, dacă tot șașie șașie se controlează. Care indiferență? Că produsele bio sunt crescute mai cu grijă pentru sănătatea omului și de asta sunt mai scumpe, pentru că e mai complicat, e mai scump procesul de producție. Dar uneori sunt doar etichetă pentru a lua bani în plus. Eu cumpăr produse simple, nu mă dau în vând după bio. Nu, dacă îmi cade ceva bio, eu îmi cumpăr și bio, dar nu spun că tare mă rup după dâns, că tare scump, tare scump. Adică eu morcov care pot cumpăr cu 1 € și 99 de cent kilogramul, apoi în bio magazin, el costă 4 euro, 5 euro, de pildă 3,50, de pildă de morcov care. Și de atât nu prima rup eu să cheltui bani. Și eu iubesc, știi cum se dau morcov prin răzătoare, urmă usturoi și apoi pun o leacă de maioneză și amestecă împreună și pun pipi. Așa un fel de garnire. Salată. Știu că morcov cu măr mai face cineva și Apa să-i mănâncă. duce iese, dar eu îmi fac cu usturoi, cu sare, cu tot, așa știi. El mai mult la carne îți duce, la pește când faci, la cuscă, știi cum așa. Vreau să vă zic că la Oleg Brega este încă un canal, la YouTube Oleg Brega 2.
Și dacă puteți să vă uitați acolo, tot sunt videourile lui, că coleg, eu am văzut că și la canal nu prea se uită la microfonul liber. Tu l-ai postat acolo, dar acolo numai 17 vizionări au fost. De la Oleg Brega este fără 1, fără 2, adică pur și simplu unde scris Oleg Brega, mai mult se uită oameni. Da, pentru că pe cel de rezervă Brega 2 public mai rar și de regulă public videouri de care nu sunt foarte mândru și bucuros. De exemplu, discuția noastră de data trecută m-a dezamăgit cu Discuția cine vrei să ascult despre părerile lumea tale despre femei, învățați. meșterii, medicii tăi pe care i-ai consultat. Da. Cine vrei să vadă discuția de duminica trecută care nu a fost plăcută la Oleg Brega, puteți să o vedeți la Oleg Brega 2. Oleg, cum se numește linkul sau tu poți să o postezi linkul aici? Pot să-l postez, dar oricum live a fost în grupul Microfonul Liber și acolo oamenii pot să găsească toate interviurile noastre pe Facebook, să nu le caute pe YouTube. Poți să la microfon liber în grup? La Da. noi e numai 3.000 de oameni. Nu. Da, la Acum, tine nu ești. cred că sunt numai 3.000, Microfonul Liber, am impresia că sunt mai Dar mulți. ei nu, cum să știu mai mult, sunt că nici nu ajung până la 3.000, Azi 2.900. 2.800, da. A, bă, eu îți spun că știu. O să fie Bun, mai mulți. Facem conținut mai interesant și o să vină oameni mai mulți. da, și putem să facem mai interesant, dacă eu e că mă uit după microfonul liber, orice postează lumea acolo, orice postează, numai nu alora video, aveți voi telefoane, dar ieșiți, dar mai filmați voi singur ceva interesant pentru microfon liber, ca să putem și noi să postăm la Curaj TV. Nu, e în transmitenie, cei ce ne-au zis de la NTV, sau un postează o noutate de la вообще de la Rusia luate care podirjește pe Putin. Eu când mă uit la așa nebunii, pe mine mă afectează total. Da, tu ești de împotriva sau chiar dacă tu susții pe Putin, dar ești tu cu telefonul tău, mai fă interviu în Moldova, acolo unde ești, mai întreabă pe oameni. E tot e bine, n-are importanță pe cine tu susții, că noi pe tot postăm, adică noi vă dăm democratic să vă exprimați, dar nu suntem de acord cu așa când postați nou videourile luate de la ProTV, videourile noutăți sau asta ia, că ProTV are canalul lor, eu sunt corect, coleg, sau nu? Da, de acord, totuși grupul se numește Microfonul Liber și atunci n-am impus mai nicio regulă, decât dacă e o minciună sfruntată, nu lăsăm să distribuie minciuni, fake news-uri și tot așa. Altfel, dacă vrea cineva să publice știri de la ProTV, lasă-le publice, numai să nu vină prea des. Dacă e vreo știre extraordinară, poate stârnește Dacă discuții. extraordinară, da, eu sunt de acord. Dacă o știre care chiar nu de mult o fată a postat, nu mai țin minte cum e tare des postează la noi numai noutăți, dar o două, trei am acceptat asta, au fost cu Transnistria ceva, că o provoacă pe Transnistria la Rusia, că când o provoacă pe Transnistria să cumva să șobana ответила să ducă împotriva Moldovei, că roci, eu nici nu mai țin minte și au fost, nu așa de важно era, dar chiar interesant era că Rusia poate să stăruie prin Transnistria să comandează și, scarei să nu comandează, нарушить покой между Молдовой, который и так у нас отношений нет. Но и шаше навем релации будет к Транснистрия, да, и город инк маймут майроус не фак, адика дизордини, да, Олег, аша корректно спуни. Da, cred și eu că Rusia are nevoie să destabilizeze situația în regiune, mai ales ca să atragă, să Și abată prin atenția de la invazia în Ucraina. Că prea multă lume, toată lumea se uită acum la invazia din Ucraina. de atâta, puteți comentați, puteți spuneți, Oleg, dacă tu mai ai ceva de spus, că învățați-mi eu terminat și să spun. Noi de mâncare chem mult să vă zicem, dar nici aici nu ați vășim de folos, din motivul că și folos că dacă ați vă spunem mâncați voi numai fructe și
Legume, dar ei poate și unii îngrijiți să o trăjiți mai mult decât carne. Noi nu putem să vă sfătuim, dar noi vă sfătuim să mâncați orice numai nu carne și pește. Da, Oleg? Da, Oleg, și nici lactate și nici ouă. Azi, de exemplu, mi-am făcut la amiază și seara o mâncare de vânătă, dovlecel și ciuperci, un fel de tocană, iar seara mi-am fiert niște macaroane și am adăugat ce mai era din tocana aceea în macaroane și a ieșit minunat. Dar până cum? Dovleac cu macaroane, Oleg? Tu mă dai de rușine. Am auzit că și mazăre se mănâncă cu macaroane, și porumb, Eu și soia, și năut, și linte, și orice cu macaroane se poate mânca. Dar cum dovleac iese cu macaroane? Interesant asta, ca și iese. Trebuie să încerci. Nu mai iese. Eu am avut un prieten de-al meu și odată eu vin acasă la dânsul și sunt o aromată, dar știi ce frumos miroase cașa asta de la dovleac? Tu știi ce zic eu? Cașa din dovleac el face. Păi eu nu mă Adică refer la dovleacul de plăcinte, mă refer la dovlecel, la cabacioc. Eu am crezut că la dovleac de asta, tâcvă, tâcvă. Și L-am el făcut face mai tâcvă. ieri, tot așa am experimentat, și dovleac tâcva am fiert cu hrișcă și a ieșit tot foarte gustos. Da, așa un miros plăcut, știi? Și el, hai, gustă. Mai când am gustat, și el încă o băgat acolo, nahut, sau cum se mai numește asta. Oi, mă iert, nu linte, da, ciceviță, cum în limba română Linte, sunt? linte, da, și năut. Da, orice boboase se poate adăuga. Oi. Sau am văzut supă de dovleac, tot foarte A bună. fost... Da, el supă de dovleac a făcut, o găsit în internet undeva și a făcut. Vă spun, la miros e foarte plăcut, așa ca un fel de sous. Așa îți vine să mănânci, dar la gust nu mi-a plăcut nici. Dar tu n-ai încercat? Eu am încercat în tot felul și nu insist neapărat să fie gustoasă, nu pun condimente și mâncarea mea de regulă nu-i gustoasă, dar eu știu că e sănătoasă și o mănânc cu plăcere. Dar tu știi, Oleg, tu poți să devii un sfânt. Numai tu a rămas să crezi în Domnul, Iisus Hristos. Lasă-mă, e ușor și ateu. Nu, dar sincer îți spun că tare, tu știi, Dumnezeu aș vrea să aibă așa un om ca tine care nu mănâncă carne, deloc pește, prin trânsul el poate să facă foarte multe lucruri sfinte, adică să lecuiască oamenii. Nu te-ai gândit? Nu m-am gândit pentru că eu cred că Dumnezeu nu există, a fost inventat de oameni și veganismul meu nu e de la nevoie de sănătate sau de evlavie. Eu vreau să fiu împăcat cu animalele, să știu că nu le omor și iată de 7 ani, îți dai seama câte animale au rămas în viață pentru că eu m-am lăsat să le mănânc. Și din motive ecologice, pentru că știu că mâncarea de animale poluează fermele de animale și tot așa, deci din motive etice și ecologice, dar și sănătos mă simt. Da, tu vrei și liniștit de că animalele sunt normale și să și prețuiești animale, dar sângele lui Iisus Hristos care a vărsat pentru tine ca și mântuit, nu prețuiești. Nu prea beau sângele lui Iisus Hristos, nu-mi Dar nu place nici trebuie vinul, să-l bei, nici să vodka, înțelegi, nici berea. dar nici pe sângele lui Iisus Hristos, dar sângele lui Iisus Hristos merge un fel de, ca un fel de jertfă pentru păcatele tale. El te înalță la sfințenie, la curățenie, la libertate, la democrație, că diavolul a creat comunismul, adică ca Putin, el cu agresie, dar Domnul ca, cum spune, că el iubește democrație. Văd că Putin o dă și el pe creștinism, e mare apărător al pravoslavniciei, deci nu cred Aha, că Putin e comunist. Putin e e un o indicație terorist, indiferent Jehovă, da? de religia pe care se preface sau chiar o împărtășește. Nu mai crede Putin în nimic. KGB-șnic nu poate să creadă. Dar tu știi că Popa Kiril tot era KGB-șnic cândva? Știu, Sau da, Odilon. și patriarhul Daniel din Aha. România și Sau mitropolitul Odilon. Vladimir. E, nu mai spuneți nici așa creștinică.
Nu-ți spun Adică că la mie mi-e mai fiecare. ușor, eu nu cred și nici nu mă uit în gura lor. Da. Mai ai ceva de spus? Nu, Oleg, mulțumesc. Avem 50 de minute, cred că e timpul să încheiem. Nimeni n-a dorit să intre cu noi în discuție, chiar dacă unii spectatori s-au alăturat și au urmărit discuția noastră, măcar fragmentar. Nu, dar poate să uite la comentarii, să scrie noi dar postezi, Oleg, la YouTube-ul tău primul, că la doilea nu prea să uit lumea. Da, trebuie să fie calitativ discuția ca să o bag pe primul canal. Știi, da? Da, eu te-am zis la Azi a oameni fost de... interesant. Bine, bine. Eu am zis de canalul 2, oricum o să uite la și tu să costi calitativ. Bine, bine, bine. Hai, Ok. noapte bună, Hai, te sănătate. cuprind, la revedere!